Tunelul Turdaș este, fără dar și poate, cel mai spectaculos tunel feroviar din vestul României. Impresionantă este însă și metoda de construire a tunelului. Specialiștii spun că acesta a fost executat prin metoda construcției în tranșee complet deschise și este primul astfel de tunel feroviar realizat după 1990 în România. Tunelul Turdaș se află în apropiere de Ureștie, pe noua magistrală feroviară din vestul țării. Are o lungime în subteran de aproape 800 de metri și este completat cu două sectoare neacoperite care împreună cu tunelul măsoară aproape 2500 de metri. A fost construit în curbă pe o lungime de 605 metri urmată de o altă curbă de racordare pe lungime de 80 de metri și de un aliniament cu o lungime de 95 de metri. Lucrările la tunelul feroviar de la Turdaș au început în toamna anului 2015 și au durat 4 ani. Construcția a fost executată integral de o companie românească. Investiția a acumulat întârzieri de aproape 2 ani din cauza intersectării traseului cu mai multe conducte de gaz care trebuiau relocate. La 2 ani de la finalizare, trenurile circulă doar pe una dintre cele două linii ferate care trec prin tunelul Turdaș. În județul Hunedoara, alte două tuneluri feroviare și un tunel de zid se află în șantier pe malul râului Mureș, în zona ZAM. Polata cu o lungime de 340 de metri și tunelurile de 610 metri și de 227 de metri sunt construite pe sectorul Ilteu-Gurasada, în lungime de aproximativ 20 de kilometri. Acolo, termenul de finalizare este până în anul 2020-2023.